Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Suntem astă seară alături de Dragoș Iliescu, șamanul nostru, prietenul nostru și vom vorbi despre ieșirea din frică. Bună, Dragoș, mă bucur Bună că tuturor! ai făcut o pauză de la muncile tale pentru că tu muncești în fiecare zi, uite și duminica muncești, tot timpul muncești, tot timpul ai ceva de făcut. Cred că încerci să profiți de zilele astea bune, fără ploaie, ca să-ți termini ce aveai acolo prin gospodărie. Da, oricum nu pot să stau toată ziua să mă uit pe geam. Fac așa lucruri ușoare, le fac și sunt multe. Mai te miști, că dacă și stai mult așa, parcă înțepenești, nu, nu pot să mă relaxez total. Adică pot, dar nu vreau. Dragoș, frica. Frica asta este dușmanul nostru. Ne blochează. Nu reușim să ne ducem la capăt ceea ce intenționăm să facem. S-a lucrat foarte mult în sensul ăsta, în ideea în care, vezi, ni s-a tot inoculat această stare de frică și vreau să știu cum scăpăm de ea. Da. Se zice că în univers sunt doar două emoții de bază: frica și iubirea. De aici toate astea se ramifică, să spunem așa, în nuanțele emoțiilor negative cu frica și nuanțele emoțiilor pozitive iubirea. Practic, orgoliul vine din frică. Vine din frica că nu cumva să te lași mai prejos ca nu știu care. E o frică. Dacă n-ai avea frică, nici nu ai interesa să ai orgoliu. Și ai avea, în schimb, iubire și atunci, iubind, nici pretenții nu mai ai, că iubești totul, e ok. Dar cum scăpăm de frică? Vorba ta. Că frica ți intră în oase, are o frecvență de puțin herți, nu știu cât, jos. Iubirea are mai sus, mult mai sus. Sunt și dispozitive care, ca să zic așa, folosesc frecvența fricii și după aia urcă treptat spre alte frecvențe și schimbă frecvența, pornind de la frică. Dar există și ormuți, eu nu pot să vorbesc decât despre elementele monoatomice, care au înconjurate o aură de divină, de lumină nepolarizată, care aduce liniștea. Am văzut lucrul ăsta pentru că am avut un caz mai de mult în Brașov. Un copil, mi se pare că de școală deja sau venea de la grădiniță, nu știu, cert este că bunicii stăteau undeva în schei, unde acolo în schei sunt casele cu trepte multe până ajungi la casă. Sunt așa cam în pantă abruptă. Și copilul nu urca scările către bunica fără părinte sau cine îl ducea acolo. Urcau scările alea împreună. Și a doua zi, că de-aia am rămas impresionat, a doua zi după ce i-a dat o linguriță de ormus, a spus: Doamne, trebuie să vii cu mine că mă descurc. Și s-a dus pe scări. Așa că, vedeți, psihoza, frica, poate să dispară instantaneu și invers. Poate să apară. Așa că o cale de a elibera frica este, părerea mea, ingestia de elemente monoatomice, rugăciunea, pentru că tot cumva e ca un fel de ormus rugăciunea, sau invers, ormus e un fel de rugăciune. Rugându-te atragi energie de frecvență înaltă și începi să eliberezi stările de anxietate. Ați văzut cei care ați stat la rugăciune cu mine pe Facebook sau care am făcut terapii, care tot o rugăciune este terapia, te simți bine după ce facem terapia, rugăciunea. Pentru că te încarci cu energia divină și apoi frecvența crește în cap și frica are și ea în spate un hormon. Și se inhibă hormonul ăla și devine serotonină, melatonină, poate să se producă acești hormoni ai fericirii, ai vieții, cum se numesc. Poate chiar și dopamină. Dacă ai frică, nici dopamină nu mai ai la un moment dat de frica care devine teroare. Așa că, să vă zic direct, bucurați-vă că viața este o minune și un efort fără plată al lui Dumnezeu ar fi suficient. Dar câteodată singur ne băgăm în niște șabloane, în niște
lucruri care ni se par imposibile în momentul respectiv, dar de fapt dacă stăm să ne dăm un picior lateral, un pas lateral și ne uităm spre noi, e aberant. Ți-e frică de ceva, vorba unui înțelept. Ți-e frică de ceva care încă nu s-a întâmplat, deci ai o problemă. Ți-e frică să nu se întâmple, să nu rămâi singur, să nu astea, dar tu nu acum ai problema. E undeva în viitor. E o anxietate. Așa că cu cât te îngrozești mai mult și cu cât te sperii mai mult, cu atâta fenomenul respectiv tinde să-și capete putere să se manifeste. Mai ales că e negativ. Cu cât nu dai importanță și zici, eu trăiesc astăzi și mă bucur foarte mult acum în clipa asta. Mâine, că vine la noapte război sau bomba, sau se schimbă totul, societatea, totul, o vom vedea. Deocamdată văd că nu mai vine. O veni în noiembrie, vorbește lumea. În octombrie, în noiembrie, uite că mai e puțin și octombrie. Dar poate la mână, în martie, că dacă, cam așa e treaba. La solstițiile astea de toamnă și de primăvară încep chestiile astea. Dacă scăpăm de asta, nu începem în 1 ianuarie, vă spun. Adică dacă scăpăm de 21 decembrie, am scăpat până în primăvară. Și deci fricile să ni le mai și combatem cu bucurie. Doamne, astăzi e bine, sunt bine, nu s-a întâmplat absolut nimic rău, deci dacă nu se întâmplă ceva rău, eu consider că e bine. Și mergând pe ideea asta, v-am spus în emisiunea trecută că să vă trage sufletul înapoi din toată creația și din tot universul unde l-ați împrăștiat, unde ați pus suflet și v-ați lăsat sufletul și v-ați dat sufletul, îl trageți de unde v-ați dat sufletul, ca să aveți în voi suflare, așa, și atunci cu sufletul acasă începe și frica asta să dispară. Atunci când ți-ai împărțit prea tare, sufletul începe disperarea. Care, bineînțeles, e frică, v-am zis, doar frică și iubire există. Și cam asta e treaba cu frica. De frici, frica de Dumnezeu, dar aia este un fel de respect. Aș vrea eu să vă spun despre treaba asta, că zicem să, cu frică stați și să luați aminte. E, frică e vorba de un respect, de o, cum să zic, o recunoaștere și un respect. Asta înseamnă cu frică. Nu-ți permiți în fața unui suflet atât de pur să nu stai cu respect. Și se poate zice frică. Cu smerenie. Dusă până la nivel de îngheți. Adică respect mare. Am făcut-o noi și cu alții care nu, poate nu merită. Pe ăla profesori, pe ăla nu știu care mare om de-al nostru, când am intrat și noi în cabinetul lui, sau mai ales când eram copii și ne intimidau profesorii și ne erau frică de câteodată. Dar anumite aspecte ale fricii, mai ales în rugăciuni, să o vedeți așa, ca respect. Nu e vorba de frica aia, cum să-ți fie frică de tatăl tău, de cel care te-a creat și care te iubește. N-ai de ce să-ți fie frică. El îți vrea numai binele. Chiar dacă poate părea o soluție dură. Dar el îți vrea binele, că nu te potolești. Și dacă te lasă tot așa, nu te mântuiești. Nici măcar așa un nivel, că mântuirea asta are nivele. Dar măcar să te schimbi un pic. Mântuire însemnând minte. Mental, de la mente, mântuire. De la asta vine, de la minte. Să ai minte, să fii înțelept. Și înțelepciunea se dobândește deodată. E posibil să o dobândești deodată dacă anumite canale se deschid brusc și îți vin în cap, din subconștient, toate informațiile ființei tale, care sunt de la naștere și până acum și care sunt informațiile universale. Subconștientul știe toate. Și atunci te trezești deodată că știi. Dar probabil că poate să fie și periculos dacă nu este cu îngăduința lui Dumnezeu. Înnebunești. Îți schimbă toate percepțiile și perceptele. Da. Și atunci, dacă o luăm încet așa și ne înțelepțim încet, ca vorbeam despre că Dumnezeu are câteodată căi dure, păi te salvează. Îți mai dă de înțeles ceva care nu vrei să vezi. Deci sunt situații în care de frică, cred, de frică singurătății, de frică pierderii, da, de frica pierderii, sau poate să fie și de frica pierderii investiției făcute în respectiv om. Nu neapărat pierderea lui.
Adică parcă îți pare rău să pierzi câtă muncă ai băgat și cât ai cedat. Și atunci, din părerea asta de rău, se transformă în frica de a nu pierde și începi să nu mai vezi. Adică logica ta nu mai e ca logica tuturor celor din jurul tău. Tu tot ca berbecul înainte. Și atunci, din cauza fricii faci asta și nu mai vezi și nu mai vezi adevărul, practic, și nu iei faptele ca și jalon și ci iei vorbe sau propriile tale, proiecții despre cum ai vrea să fie. Nici măcar nu e așa. Câteodată de multe ori omul ăla spune în față. Și tot țipa ta. Și atunci se creează o ruptură chiar și cu Dumnezeu. Pentru că nu mai vezi adevărul. Tu o țipa ta. Noi trebuie să abandonăm totul pentru Dumnezeu. Mai ales atunci când simțim că suntem toți oameni și simțim ce e bine și ce e rău. Nu vrem noi să cedăm din orgoliu și interese. Și e de ajuns odată de două ori să accepti compromisul, că după aceea le e de bun. E adevărul tău. Și ca să te mai întorci la normalitate, dacă tu ți-ai pierdut verticalitatea, caracterul, zicea cineva, ce dacă pierzi bani, n-ai pierdut nimic. Ai faci. N-ai pierdut nimic. Dacă pierzi sănătatea, e o pierdere. Dar dacă pierzi caracterul, ai pierdut tot. Ce înseamnă caracterul? Tu ești cumva la un moment dat și viața te face să începi să accepti niște compromisuri. Băi, da, nu se poate, gata, asta a fost. Mergem așa înainte, las că e bine, câți nu sunt așa, încep cu povești. Tu singur ți le spui. Și începe acest lucru să-ți modifice puritatea, caracterul. Deci, moral. Dacă pierzi caracterul, ai pierdut tot, că devii un element distructiv în jurul tău. Vei da exemplu, va fi preluat de copiii tăi, pentru că așa e viața, se duce de la unul la altul. Eu cred că genele noastre, ale neamului nostru, sunt în contact permanent. Adică ce face unul se știe în sângele cu ADN-ul respectiv, mai ales cu cât ești mai aproape de copii, de exemplu. Simte, știe și el cum ești. Și tinde să te copieze. De-aia noi trebuie să ne străduim să fim bine ca modele pentru ADN-ul nostru, ca ADN-ul nostru să rezoneze, să repare ADN-ul copiilor și copiilor și copiilor noștri. Și se cheamă că ne-am reparat neamul și ne-am ars păcatele. V-am mai zis eu, unul singur dacă se sfințește într-un neam, el va repara ADN-ul tuturor celor care au participat la acest neam. Își repară tot neamul. Se duce chiar și în iad, îi scoate din iad. Pe toți îi adună și din cauza că el a făcut bingo, s-a îmbogățit, ca să zicem așa, la toți le dă un loc mai bun. Nu neapărat că se mântuiesc și ei, dar îi scoate de prin pușcării, ca să zicem așa, și de prin nevoi. Și devin și ei să-și poată relua școala vieții lor de la un nivel normal, că de multe ori sunt la nivel sub zero. Să nu credeți că iadurile și situațiile astea sunt așa ușoare. Aha, mă duc în iad, mulți zic, cu nonșalanță. Ne vedem în iad. E, în iad e, ne vedem la pușcărie. Și sunt nivele și acolo, de izolare, de nu știu ce, e pe nivele. Și chiar este o zonă intermediară între iad și rai, unde este ceva gri, așa, adică nici așa, nici așa. E o viață a noastră, așa, o viață, oamenii căldicei, așa. Cei care au mai făcut câte ceva, poate să tindă spre zona dreptilor, nu neapărat în raiul Ierusalimul Ceresc, v-am zis, acolo e o poartă, e un oraș de aur, oraș, imaginați-vă o lume de aur și de frumuseți, a cărei poartă este păzită de niște heruvim și Sfântul Petru e pe acolo cu cheile. Dar Maica Domnului, dacă vine cu un iubit copil de-al ei, te bagă, te trece în rai. Îi deschide poarta. Adică ea deschide porțile raiului, pentru are cheile raiului și până în rai așa, nu e, v-am zis că e graduală treaba. Sunt pajiști verzi, zone ale dreptilor, unde stau pe la umbra măslinilor și vegetează așa frumos. Eu abia în roz, așa, gen o după-amiază plăcută sub un copac, cu un soare blând, cu senzația de sătul în sensul că nu umflat, cu bucurie ca și cum ai
Ai debordat de bucurie și de... Dacă mai vă aduceți aminte, când eram mici câteodată, dormeam la prânz, e chiar și acum. Și parcă respiri așa într-un mod plăcut înainte să te ia somn. Sau îți place așa, stând să simți cum intră și iese aerul. Ei, plăcerea e genul ăla de odihnă veșnică. La odihna veșnică. Nu toți sunt la odihna veșnică, unii sunt la chinul veșnic. Acolo e chin veșnic, e ca și cum te hârie ceva în continuu, te deranjează ceva în continuu. Ferească-ne Dumnezeu de zona aia. Doamne, nu cu dreptatea ta să ne cerți și să ne judeci, ci cu mila ta să ne scoți de până ce ne-am pregătit singuri. Da, soluția este și să te rogi să și faci ceva în domeniul în care l-ajuți pe Dumnezeu. De exemplu, dacă faci o rugăciune, că ce îmi place că am doi adepți așa, dar unul din cei care tot au văzut la mine și s-au recuperat din niște necazuri, rugăciunea mea pe Facebook, o fată care a reușit să se rezolve probleme stând la rugăciune, a început și ea să facă rugăciuni seara, live, cu curaj, pe Facebook, citește câte un psalm, citește câte o rugăciune și vorbește cu oameni. S-a prins ideea asta de a fi promotor al lui Dumnezeu, apostol al lui Dumnezeu. Și atunci, uite ce frumos, mai eu nu, o mai fi și altul, altul spune nu știu ce. Și în felul ăsta noi facem lui Dumnezeu o lucrare, suntem lucrători în via lui Hristos și a Tatălui și suntem plătiți. Suntem plătiți cu ce? Ce ne trebuie nouă? Nouă ne trebuie acest bilet de ieșire, să zicem așa, sau de... Da, sau mai bine zis, niște bani pentru niște plate vamale, taxe vamale. Sunt taxele vamale care trebuie să le plătim pentru păcatele noastre. Ce înseamnă păcat? Greșeală, repetate, păcat. Greșeala e greșeală, toată poate deveni păcat direct, când știi ce faci și o faci, dar oricum, anume, patima este greșeală repetată. Păcatul repetat este așa. Greșeala repetată e păcat și păcatul repetat e patimă. Dar și patimile și păcatele și greșelile se pot anula prin fapte bune, prin rugăciune și prin îndurarea lui Dumnezeu, adică cerându-i lui Dumnezeu să ni le anuleze. Chiar și dacă abia l-ai făcut. Tot e mai bine să ceri să-l șteargă decât să-și ia, lasă-mă. Că nu se pune. Nu vede Dumnezeu. Scrie și în psaltire. Păcătosul zice că e. Nu mai vede Dumnezeu, nu mai știe. Și asta este, deci, ca să scăpăm de frică, avem calea externă, alchimia externă, care este asta cu Ormus. Și nu doar ormă. Uite, eu dacă v-aș spune că scap de frică bând suc de morcovi cu sfeclă și sucuri de legume, care conțin foarte mult ormus. O să vedeți că sunteți mai puternici. Sau să luați niște vitamine. Să întăriți imunitar din exterior. Uite, și vitamina C e foarte bună pentru că scorbutul ăsta, de carența de vitamina C, duce spre depresie, spre frică. Și atunci și neputință, oboseală, cronic. Avem alchimie externă, deci ceva din exterior, eu recomand Ormus. Și mai avem alchimie internă, cum ar veni să lucrăm noi cu noi înșine, și să spunem în fiecare zi 10 motive de recunoștință, să le scriem pe o foaie. Să umplem un caiet în fiecare zi 10 motive de recunoștință. Doamne, îți mulțumesc că, uite, îmi place vremea de afară. Doamne, îți mulțumesc că m-am trezit sănătos, n-am murit în somn. Doamne, îți mulțumesc că am ce pune pe masă. Doamne, îți mulțumesc că copiii sănătoși. Și tot așa, îți găsești. Nu poate să fie același motiv, nu contează. Important este să te obișnuiești cu ideea de a emite frecvența recunoștinței, care este cea mai puternică frecvență pe care un om poate să o emane, recunoștința. Și odată ce faci asta, vine feedback că așa este Dumnezeu. Nu există rugăciune sau să-i transmiți lui ceva, slavă ție, Doamne, slavă ție, și ție să nu-ți dea el înapoi, binecuvântat ești tu. Adică imediat cum noi am emanat un gând, el va aduce înapoi
pe măsura gândului ăla. Dește. Gândurile de recunoștință sunt cele mai bune, aducătoare de energie bună, recunoștința. Și de aia să scrieți în acel caiet 10 motive de recunoștință în fiecare zi, ce când atunci caietul va avea 50 de pagini, ești alt om. Nu mai ai frici, nu mai ai probleme. Că problemele ți le faci singur. Este foarte eficient în reglarea ritmului inimii, este destul de eficient pe coloana vertebrală și pe rinichi. Recomand torsorul tuturor celor care vor să aibă o stare de sănătate mai bună, o stare de vitalitate mai bună, fără energizante. Aveți toată încrederea în utilizarea lui. Felicitări și mulțumiri colectivului de cercetători care au contribuit la realizarea acestuia și care au reușit să scoată pe piață un produs foarte folositor pentru sănătatea oamenilor. Eu am mai găsit o metodă, că și eu am câteodată probleme, mai ales asta cu sufletul. Nu vreau să mai pun suflet în lucruri care nu, cum să zic, nu merită să pui suflet. Decât la Dumnezeu, v-am zis. Nu, nici măcar la... În sensul că să te atașezi, de asta zic. Chiar și de cei care apelează la mine cu terapii, sau la rugăciune. Cât îți dă timpul de petrecut împreună, poate crea această senzație de atașament, de punerea sufletului. Nu. Trebuie să-mi fac rugăciunea, trebuie să-mi fac qigong-ul, să nu am pretenția la recunoștință, la nimic. Fac, sufletul rămâne aici pentru a doua zi, pentru toată ziua. Și atunci atrage sufletul înapoi prin inspir pe gură. Deci de obicei se inspiră pe nas, dar asta îl tragem pe gură. Când faci așa, când faci așa. Ca și mai ofta. Da. Uite că deja am căscat, deci eu mi-am tras înapoi și energie acum. Trăgând aer pe gură. Trag înapoi sufletul meu de pe oriunde s-a dus și l-am pus și l-am lăsat și am uitat de el. Sau poate n-ai uitat de el. Să vedeți ce bine vă simțiți. Vă simțiți puternici, vă simțiți pe picioarele tale. Îți place viața și tu cu tine. Dacă faci asta, începe să-ți placă viața cu tine, așa, mergi și ești bine. Cum ți-ai dat sufletul undeva, începe suferința instant. Am făcut-o, să văd cum e. Imediat nu mai e ziua cum era când zic gata, nu mă interesează. Și îmi trag sufletul înapoi. Atunci începeam să-mi placă clipele așa cum curg ele. În jurul meu, copacii din jurul meu, momentul unde eram, scaunul pe care stăteam, tot. E, momentul în care ți-a fugit gândul, la altceva, la o dorință, mamă, începe suferința, că toată energia se duce acolo. Așa că țineți-vă sufletele voi, că el oricum, în momentul în care faci meseria ta, ce faci tu acolo, mai dai din suflet, nu-i problemă. Că trebuie să dăm și să facem din suflet, cum ar veni. Dar să nu trecem de 30%. Deci acolo se lucrează 30%, te încași la loc, 30%, te încași la loc, crești mai mult, că și sufletul ăsta poate fi mare sau mic. Adică nu toate sufletele au aceeași energie. Unul e sufletist, adică se zice, un om sufletist, un om suflet mare. Și alții cu suflet mic. Aia n-au emoții. Nu. Oamenii fără emoții n-au suflet. Nu e ideea să nu ai emoții, să așa. E bine să lucrezi cu Dumnezeu, cu sufletul, dar noi vom folosi sufletul și controlat cu toată viața noastră. Punem suflet, dar nu lăsăm acolo. Ne trezim de unde punem sufletul. Da, și în felul ăsta e o modalitate să nu ajungem frică. Adică te duci spre frecvența iubirii. Da, știi, Dragoș, te-am ascultat foarte atent. Teoretic, este ușor și toată lumea știe că nu trebuie să te duci spre zona de frică. Dar atunci când lași puțin garda jos și nu ești atent, parcă dintr-o dată începi să te uiți, să vezi ce e în jurul tău, să te mai lași influența de știri și uite așa, ajungi la sfârșitul zilei că ești năuc total, că ești într-o stare de frică, că nu știi încotro să o apuci. Păi da, da, dacă te tot uiți și pe la televizoarele astea, că te l-am și aici, dar stă nepornite, că de 3 luni l-am... A fost jucărie nouă și mă uitam pe la filme, pe Netflix, anumite filme sunt interesante. Da, mi-a trecut și numai el de acolo a rămas.
Dar dacă îi dai drumul și te uiți la programe de știri, și mai ales că frecvența aia nu e chiar de calitatea celor de pe filme și de pe internet, ele induc efectiv, sunt făcute special, și am înțeles că și emisiile induc starea de panică. Cum n-ați văzut titlurile, tu du du dum dum dum, ce s-a întâmplat, a murit. Încă un mort, încă un nenorocire. Numai nenorocire. Și normal că te conectezi acolo. Eu nu mă uit. N-am nevoie. Mi-aleg de pe internet, de pe Telegram, de pe care mai găsesc eu pe acolo informații. Sunt canale care adună informații. Mai văd care-i treaba și la revedere. Și asta a început să mă cam plictisească, că m-am plictisit de când tot vin galactici să ne salveze, de când vine lumina și iese lumina și ne ridicăm în lună și crește frecvența. Mamă, de n-a crescut vibrația asta pe ani de zile, crește la solstițiul de toamnă, ne ducem la 7-a dimensiune. La câte dimensiune s-a ajuns oare? Sau tot în a 5-a trecem, sau cum? Că tot era cu trecem în altă dimensiune. Am așteptat să trec, n-am trecut în nicio dimensiune. No, că nu simți, da. Ideea este că această trecere se face individual. Nu trecem cu toții. Dacă nu faci nicio schimbare în tine, Ba dacă... din potrivă, te duci în cap. Deci Exact, se poate să crească trece. vibrațional, să trecem într-o nouă fază de dimensiune, că noi ne îndreptăm totuși, nu e chiar incorrect totul. Se întâmplă switch-uri din astea la solstiții și așa, care noi evoluăm. Pământul e forțat să evolueze, oamenii de pe el, se schimbă frecvența, o s-or schimba și polii magnetici, nu știu, se răstoarnă, e posibil. Și atunci, pentru cei care nu vor să se facă nimic, ori se duc cu nonșalanță mai mare spre zona materială, se zice că acum cam asta e o cernere. Oameni care reușesc să se mențină să nu pună cum ar veni valoare pe să fac bani, să fac bani, să fac bani, că cu cât o să pui mai mult valoare, o să ai probleme. Oricum. Și îl uită pe Dumnezeu sau încearcă combinații, dar de fapt tot aia vor. Sau alte vicii, eu știu. Că mai rău te duci spre ele. Acum e cernere. Trebuie să te hotărăști. Dar parcă Dumnezeu face și pasul, eu așa simt. Îți ia din viață pe cei care nu sunt pentru frecvența ta de lucru, nu reușesc să țină pasul și tu se pare că ții și se cam separă treaba. Asta este cu vibrația. Vibrația, da, într-adevăr, crește. Nu ne lasă Dumnezeu, stăm în cernere. Dar e bine, cine vrea să rămână așa și să studieze problema divină și se preocupă, a intrat în zona asta, e un drum bun, e un pas bun. Alții nici măcar n-au auzit încă. Nici măcar nu interesează. Trăiesc o viață materială, pură. Muncesc, mănâncă, se plimbă. N-au preocupări filozofice, spirituale. Și așa e lumea de când e ea. Dar cei care vorbim limbaj abstract, că noi vorbim un limbaj abstract. Dacă ne ascultă cineva care nu e pregătit pentru discuțiile astea, nu înțelege absolut nimic. Nu știu ce au vorbit oamenii acolo. Ce fac cu vibrații? Că se schimbă, că nu se schimbă. Nu înțeleg. Nu, vibrațional nu poate să asculte. Dar cei care sunt deja inițiați, deja au citit niște cărți, deja caută. Sunt foarte mulți care ne-au, cum să zic, m-au bucurat cu mesajele lor, că am aici pe cineva care zicând și vă recomand tuturor să mă ajutați în sensul să știu adevărul, să-mi dați pe numărul meu de telefon, așa, pe WhatsApp, mărturia voastră despre Ormus mă interesează și despre terapie. Că aici avem o mărturie despre terapie. Mulțumesc, domnul Dragoș, pentru terapia făcută pe mine și întreaga familie, că eu pomenesc și pe ceilalți, mai ales când sunt probleme de grup, pentru că a început a se îmbunătăți situația în familie. Sunt Adriana din Ploiești. Aștept să primesc niște bani, să vă trimit, să comand ceva. Vreau un praf Ormus. Da. Praful ăsta de aur Ormus, aurul dacilor, nu este chiar așa de scump, să nu credeți că e ceva extraordinar de scump, adică este 69 de lei gramul și un gram poți să faci o cură de o lună. Eu zic că e ok. Sau la 3 grame, 129 și ține 3 luni.
multă lume alege să ia asta măcar ca test și mai este gluta aceea de Ormus Base, adică lichidul, că sunt două forme, lichid și praf, care iar este 49 de lei și poți să o iei și să vezi ce știe să facă Ormus. Și cu ocazia asta poți să mai iei și o carte, să înțelegi ce cei care chiar nu au auzit de așa ceva, partea aceasta din spatele meu, Ormus, aur comestibil, adevărul despre piatra filozofală, și te inițiezi. E bine să fii inițiat și în această artă a alchimiei, din punct de vedere practic, nu că alchimia ne alchimizăm. Asta e alchimie. Starea de metal a unor elemente nomice pot suporta tranziția către starea lor de cristal. Asta e alchimia. Pac, din stare de metal în stare de piatră. Piatra filozofală. Și în stare de piatră capete noi calități. Noi calități însemnând atragere de lumină fiind cristal, predare de lumină, lumină divină informată de Dumnezeu, știe exact ce are de făcut în noi. Ca urmare, devii mai calm, devii mai energic și în același timp începi să ai preocupări mai spre spirit, mai spre rugăciune. Oricum, noi așa ceva, majoritatea oamenilor iau Ormus care sunt pe cale spirituală. Unii, că sunt și mulți doctori cărora le mulțumesc că recomandă pacienților lor și au dat seama că e foarte bun pentru anumite afecțiuni, mai ales la multe. La încheieturi, la multe. Până și la pancreas ajută, la diabet. Ajută la multe, la bolile astea moderne ajută. Reglează bolile sângelui. Adică e recomandat. Deja sunt destui medici care spun despre el și mă bucură foarte mult. Și aleg de pe aici, mulți aleg mentalul, am văzut alții, altele, praf. Probabil unii sunt și cu praful. Depinde fiecare cum așa. Și mai avem serul și cu crema, care am pe cineva care a făcut multe încercări pentru o eczemă ciudată. Și ajungi și la cremuța asta cu serul și acum e, să spunem așa, consecvent. Nu stă fără. Așa că avem aici o gamă de produse care sunt testate de 14 ani. Nu știu cine s-a uitat pe Facebook, pe profilul meu, să vadă că am postat. Am găsit pe site, pe acolo, pe la emisiuni, pe aurudacilor.com, am găsit o filmare de-a mea din 2010. De la o întâlnire a Lumea Misterelor, revista Lumea Misterelor a avut o întâlnire cu cititorii la un Body, Mind and Spirit, când se făceau Body, Mind and Spirit la București și eu eram în București, deci în 2010. Și să vedeți acolo, să vă uitați că am postat pe Facebook-ul meu ce vorbeam eu acum 14 ani. Acum 14 ani vorbeam același lucru, dar mai Aici bine. vreau să le atrag atenția să văd dacă ai ofertă 1 plus 1, parchetul Ormus. Bones. Ești despre ofertă? E ofertă, uite, bravo, că am făcut-o eu. Am făcut-o, țin cam până la sfârșitul lunii este. La un pachet de Ormus Bones se primește o sticluță de 100 de mililitri de Ormus Immunity. E un gest. La Crăciun vor fi gesturi mai ample, dar deocamdată așa, în starea asta de tranziție, e un gest. Un cadou. Pentru cine vrea să înțeleagă că și Ormus Bones este un ormus foarte bun, care ajută sângele, ajută și oasele și creierul. Deci copiii în primul an de naștere au 30% mai mult cupru în creier decât adulți. Are nevoie creierul să facă ceva, niște lucrări acolo cu cuprul ăsta. Cuprul e unul din cele trei elemente cheie. Aur, argint și cupru. Deci nu, să nu vrem doar aur, să vrem aur, argint și cupru. Ca să fie o chestie, o trinitate. Tata, mama și copilul. Cupru e copil. Tata e aurul și mama e argintul. Așa că... Ne putem folosi cu încredere de Ormus ca să potențăm starea de bine, de încredere, de armonie, să scăpăm de frică, în principal. Eu v-am spus că e testată. Dar știți că eu prima oară, acum 17 ani, am luat Ormus din cauza că aveam un atac de panică. Deci mă epuizasem efectiv cu grijile.
Aveam eu o firmă destul de mare și mulți oameni și griji și aul. Și am avut atac de panică la un moment dat. Adică am simțit că mă dau un gol așa, cad într-un hău, la o bordură. Deci nu era nicio prăpastie, dar am simțit senzația mea. Ceva aici la otoliți, cred că a fost. Se slăbiseră aici unde e centru de echilibru, în ureche. Da. Și așa am ajuns eu să iau Ormus și el m-a reparat. Deci nu din prima, așa după a doua sticluță m-a reparat complet. Și a treia, că erau tot așa pachete, de unde luam de la maestrul meu, care cred că nici nu mai există, acum era bătrân, dar n-am mai ținut legătura că era în Hong Kong și mai pleca în America și mă rog, n-am mai ținut legătura. Și am luat trei sticluțe, tot așa, am consumat două și una am uitat de ea. Deci în șase, într-o 4 luni așa am consumat cele două sticle, 3 luni jumate, că mai luam mai mult decât 2 mililitri pe zi, se poate lua și mai mult, mai luam mai pe seară. Și după aceea mi-a revenit, după vreo 2 luni, și am uitat de-a treia. După 7-8 luni, a început să un pic așa senzația aia de frică, panică care o aveam. Și am luat-o și pe aici de atunci, la revedere, s-a terminat de tot. Dar vedeți, el a făcut o pauză de la sine, așa, eu ziceam, iau pe toate, una după alta, dar am uitat de treia. Dacă mi-am rezolvat problema. Și deci, da, treaba cu Ormus la mine e de mult. 14 ani, 15 ani, 17 ani, ce mai vreți? 20 de ani, nu e. E cam cel mai multă perioadă, cea mai mare perioadă a unei activități a mea. Adică am mai făcut mai multe, dar niciuna n-a trecut de 7-8 ani. Până în 10. Niciuna. Și aici deja ne ducem spre 20, pentru că eu consider că am început activitatea de când am luat prima dată Ormus, adică acum vreo 17 ani. Apoi scrie cartea, studiază, îl vezi ce face, cum face, cum face, și ușor, ușor am ajuns să țin prelegeri despre. Și să-l promovez, ca în ziua de astăzi. Dar pe parcurs, Ormus mi-a adus și rugăciune. Deci, Ormus mi-a întărit rugăciunea. Aveam mie așa porniri cu meditația națională al Dumitru Branco, așa, dar am ajuns până la urmă la rugăciuni standardizate, ortodoxe, care intru într-un câmp mult mai, cu un egregor mult mai mare decât într-o meditație oarecare, pentru că aceste rugăciuni au fost rostite de sute de mii de oameni, milioane de oameni. Astea, acatistele astea și rugăciunile noastre. Și sunt rostite. Deci egregorul rugăciunilor noastre este mare. De-aia vor să ne termine, de-aia vor să ne ia crucea din mână și să ne bage pe unde ne-o băga. Pentru că astea țin pe loc lucrările diavolești. Că nu vedeți că nu prea ies ele așa cum ar vrea ei. Aveau niște termene, trebuiau de mult rezolvate. Din 2020 trebuiau rezolvate bisericile. Să fie vopsite în alb, să înceapă să cânte concertele. E acel referendum, îl găsiți pe net, e oficial, ei nu se ascund, ei spun, undeva afișează intențiile, ce dacă ei le spunem în față, le avertizăm și noi putem să ne impunem, înseamnă că și-au ales. Sau mai fac și dintr-o fie, din orgoliu. Uite bă cât de proști sunt ăștia. Le spunem exact ce vrem să facem și facem și ei tot merg ca oile alea înainte. Niciunul nu ridică capul, nici măcar n-are curaj să zică. Că dacă cumva vine și îl saltă și îl omoară. Asta e, pentru cruce, rămâi până la capăt dacă, cum, ce să-i faci, ce poți să-i mai faci. Și pentru adevăr, crucea înseamnă adevăr, echilibru, uite. Asta este în punctul zero, aici e echilibru, e adevăr, aici e adevăr. Vrei să fii cu adevărul, lupți pentru adevăr, iubești adevărul, îl simți pe adevăr, adevărul este că viața asta este efemeră. Viața asta nu contează decât ca experiență și cât poți să te apropii de Dumnezeu și viața cealaltă este cea adevărată. Și atunci când știi acest adevăr, la ce să-ți fie frică? Pentru ce să-ți fie frică? Pentru chinuri. Poate te chinuie, te bag la pușcărie pe acolo, stai în frig, eu știu, e rău. Dar atunci începe adevărata rugăciune. Atunci începe adevărata pâine de la Dumnezeu.
Măcar să fi luat pe sus pentru Dumnezeu și nu pentru cine știe ce altă tâmpenie, care, adică fără drept de apel, că n-ai codul nu știu care, gata, n-ai voie să circul pe stradă. Asta vor să fac cu codurile astea. Nu mai ai acces nicăieri. Nu mai poți să plătești nicăieri. Cine nu o să aibă semnul pe el, nu o să poată să vândă și să cumpere. La revedere. Atunci e pa la revedere. Da. Te vinzi sau nu te vinzi? Trebuie să, cum să spun, să facem tot posibil să nu ajungem acolo. Dragoși, Zici să ne împotrivim? ne-am apropiat de rugăciune și poate găsești o rugăciune așa mai, nu Mai știu, în context. mai da. Păi ia să mă gândesc eu la o rugăciune în context. Da, este chiar sfârșitul rugăciunii, milostivirea, unde e o mare laudă pentru Maica Domnului, dar sfârșitul este în context. Și noi, practicând-o în fiecare zi la rugăciune, am curaj să fac doar, ca să nu țin aici pe toată lumea foarte mult, doar rugăciunea de la sfârșit, unde încep să ceri. Până acum am lăudat două pagini și era un pic de o cerere interesantă. Ia să vedem. Preasfântă Stăpână, binecuvântată Maica lui Dumnezeu, sub acoperământul tău toți pământenii mergem și cu căldură ne rugăm ție noi, nevrednicii robii tăi, întâmpine și izbăvește țara aceasta a noastră și toată planeta Pământ de toate nevoile de moartea groaznică, secerătoare și pierzătoare. Știm că toate le poți, câte le voi, stăpâna lumii, împărăteasa și doamna celui, ceea ce ești plină de dar și de bucurie, ascultă și caută cu milostivire nu numai la rugăciunea mea ce ți-o aduc din buze necurate, ci și la purtătorii de Dumnezeu sfinți, pe care aduce mijlocitori pentru noi și rugători, o sfinților, arhanghelii și toate puterile cerești, cei 12 apostoli ai Hristos, Dumnezeu, mergătorilor înainte și botezătorilor Ioane, purtătorilor de chinuri, 40 de mucenici, Ștefan I, mucenic, Victor, Mina, Vichenie, Teodore, Dimitri și purtător de biruință, Gheorghe, împreună cu Atanasie, cu Vasile și cu Grigore, cuvântător Dumnezeu, și cu Ioan Gură de Aur, împreună cu făcătorul de minuni Nicolae, împreună cu Antonie de la Izul Vâlcii și toți sfinții români cunoscuți și necunoscuți, rugați-vă, vă rugăm pentru sufletele noastre. Cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvime și mai proslăvită, fără asemănare decât Serafim, pe tine, cea cu adevărat, născătoare Dumnezeu, te mărim. Și îți mulțumim, Maica. Da, și eu îți mulțumesc ție tare mult. Vreau să-mi spui, Dragoș, oamenii care vor să vină la tine Da. să facă tratamente. Vorbește-mi despre asta. Cine se poate adresa? Cine se poate adresa? Oameni cu ce fel de probleme? Orice fel de probleme am făcut și pentru familie, n-ați văzut că a zis pentru probleme de familie. Era o diconie în casă acolo. Și m-am rugat și a început aia. Am mai spus și data trecută, am și altă mărturie. Oameni care tot așa nu prea se mai înțelegeau, dar nu vreau să se despartă și le e mai bine. Am avut și pentru boli. Oameni cu boli. Oameni în Germania, la tratament, terapie intensivă, acolo și cum făceam a doua zi, avea energie. Deci avem bolile și avem bolile sufletului și ale trupului pe care le vindecă sfinții care îi chemăm când ne rugăm. Deci acestea sunt problemele care se pot estompa și chiar dizolva cu ajutorul Dumnezeu și pe WhatsApp la numărul meu 0725168758. Îmi dă cerere. Unii care vor să vină, nu e cazul să vină decât dacă poate considerăm așa, nu știu, dar nu e cazul, că o fac prin telefon. N-am nevoie să văd nici fotografie, nici nimic, îi spun toate bolile care le are, care mă interesează mai puțin, pe mine mă interesează să trec la partea de vindecare, nu de diagnosticare. Da, multă lume îi place să știe, pă, și ce mai simți, și ce mai simți, și pe unde mai am, pă, la inimă, pă, la picioare, pă, la cap, pă, la nu știu. Asta facem așa un fel de diagnostic și după care fac rugăciunea, care durează 15 minute, 12 minute, cam așa. Și asta e tot. Am închis telefonul și vedem a doua zi cum ne simțim. A treia, cam după 3 zile ne mai întâlnim. O dată. Și încă o dată. După alte 3 zile. Și cam se rezolvă în 3. Nu cer bani, este pur. Cum? În trei ședințe se rezolvă. Se rezolvă multe. Acum Acum am depinde de oameni la care om la stau om. mai mult. Exact.
Am o doamnă care de 4 ani mă cheamă, dar acum înainte mă chema neapărat o dată pe săptămână, acum de 2 luni nu m-a mai chemat, azi am fost la ea. Deci s-a rezolvat, dar e același preventiv să mai veni și până bine, nu. Și culmea e că e mai apropiere de mine și mă duc eu, da. S-a creat și o relație așa, dar ideea este că nu, eu nu cer bani, oamenii îmi dau din suflet cât vor ei, deci este vorba de o donație. Și deci e un lucru bun, adică fiecare dă cât vrea și cât crede el că merită ce am făcut noi acolo și în felul ăsta mă pot menține doctor fără de arzinți, că și Pantelimon lua, avea cutia milei acolo la ușă. Ce făcea el cu banii? Că dădea la alții care se făcea milă și păstra pentru el că nu avea nevoie decât de coajă, de pâine, asta e altceva. Dar așa e și la mine. Încerc să urmez exemplul lor. Și îl urmez, nu că încerc. Deci v-am spus. Și văd că rezultate sunt. Chiar sunt. Și așa cu mod să iei telefonul și să chiar la servici, fiind într-o pauză sau acolo la tine la birou unde nu știe nimeni, tu să stai cu telefonul la ureche și cineva să-ți facă o rugăciune și apoi să schimbe lucrurile, nu vi se pare fantastic? Ba da. Cum să nu? Eu am învățat și eu, practic, tehnica de la un născut bioenergetician și văzător care mi-a plăcut mie, că eram cam de aceeași vârstă. Și mă fascina cum de face el și știe atâtea lucruri. Și uite, fascinat fiind, l-am rugat să-mi facă tot timpul la sistemul ăsta să pot și eu să fac ca el. Și nu fac chiar ca el, că era văzător, clar, dar măcar că fac în numele lui Hristos aceste terapii și e foarte bine. E excelent, nu foarte bine. Că eu mi-am ales, de fapt. Nu. Dacă ar fi să aleg între a face intermedierea asta de rugăciune pentru oameni, pentru vindecarea lor și clarviziune, clarauz, ăsta, extracorporalitate și toate celelalte care sunt curiozități și facilități, eu aleg pasta. Nu văd, nu aud, nu ies din trup, conștient, am fost odată, dar nu sunt pasionat eu de turism, ăla e turism. Clarviziunea poate să devină tot așa o bârfă, adică spune ce am văzut, că n-am văzut, că am văzut. Și atunci am preferat-o pe asta. O prefer pe asta care eu știu că nu văd, nu aud, nu nimic, dar în numele lui Dumnezeu oamenii îmi dau mesaje de genul ăsta și ok. Mai avem și ormusul, etapa a doua, deci după ce facem terapiile, la a treia terapie recomand introducerea ormusului, că vine cu un plus, sau doar ormus. Cine nu vrea terapie, să încerce măcar ormusul și o să-i fie bine. Da, îți mulțumesc tare mult pentru această seară, Dragoș. Dumneavoastră, vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Nu uitați 0725 168 758, numărul de telefon pe care îl vedeți pe ecran. Sunați cu încredere și cum să cereți ajutorul lui Dragoș, pentru că abia așteaptă să vi-l ofere. O face din toată inima lui. Sunt, da, De asta are și rezultate. să nu dispere dacă nu răspund pe moment, că să vreți să vorbesc cu altcineva sau s-ar putea să fie o treabă, dar eu toate telefoanele care le văd revin eu. Așa. Sau mesajul pe WhatsApp deja știu despre ce e vorba. Cât de cât îmi dați niște relații acolo. Aș dori să am terapie, am probleme sau nu știu ce, că putem să facem și eu dau mesaj. Da, încă o dată vă mulțumesc și vă doresc fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși. Mulțumesc mult, Dragoș, urmăriți filmul despre Ormus. O seară frumoasă! Mulțumesc și eu. Slavă lui Dumnezeu! Aurul a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri ca un metal prețios. În forma lui monoatomică însă, el devine prețios și pentru sănătatea trupului, sufletului și spiritului nostru. Astăzi, acest elixir, că este un elixir, îl numim Ormus. Însă, în decursul timpului, a fost cunoscut sub mai multe denumiri. Poate cea mai cunoscută dintre ele este mana, denumirea de mana pe care o știm din Biblie. Și mai recent, în Evul Mediu, el a fost numit piatra filozofală. Dacă doriți mai multe informații despre acest subiect, aveți această carte, Ormus, pe care o găsiți pe site-ul nostru www.aurudacilor.com. Acest elixir numit Ormus este un bun remediu pentru reducerea durerilor articulare și gută. În același timp, va reda tonusul muscular, fibra musculară se va simți bine. Reglează funcția pancreasului, odată cu ea reglează glicemia și în același timp va regla și digestia, adică funcția pancreasului pentru digestie, enzimele pancreatice.
El întărește și regenerează sistemul osos, a lucrat deci sinergic în tot corpul, holistic, de fapt, în toate aspectele ființei noastre umane, spirit, trup și suflet. Dar ne referim acum la trup, va regenera și va regla funcția sistemului reproductiv. Iar în ceea ce privește psihicul nostru, va elimina oboseala și depresia și va regla somnul, va readuce starea de bine și pofta de viață și va elimina anxietatea și frica. Va îmbunătăți imunitatea, acționând asupra glandei timus, glanda inimii. Și odată cu această influență asupra glandei timus, vom avea și o inimă mai relaxată, mușchii inimii se vor relaxa, calitatea sângelui va crește și deci sistemul circulator va fi mult sprijinit și regenerat în ansamblu, dar mai ales vor fi ajutate vasele de sânge, ormus sau aurul monoatomic. Acest elixir, care l-am aici în mână, este sub formă de soluție, se iau doar 2 ml pe zi. Va ajuta mult venele și arterele, elasticizarea lor. Sistemul endocrin va beneficia și el de acțiunea acestui elixir, acțiunea elementelor monoatomice, pentru că ele, elementele monoatomice, sunt parte componentă a glandelor noastre. Aurul monoatomic împreună cu celelalte elemente monoatomice vor face acest reglaj al glandelor corpului nostru. De exemplu, glanda epifiză sau pineala. Toată lumea a auzit de ea, are formă de pin și ține legătura cu universul, cu adaptările noastre genetice la schimbările prin care trecem. Dar în același timp are o funcție foarte importantă, produce melatonină și deci aduce somnul și relaxarea. Glanda pituitară sau hipofiza, care este în spatele ochilor, are rolul de a produce serotonină, care este hormonul bucuriei și fericirii. Și avem glanda timus, despre care mai vorbim mai devreme, care înconjoară inima și care are un rol foarte important în producerea hormonului iubirii, oxitocina, și cea de-a doua funcție produce limfocitele T, deci susține sistemul imunitar. Luate pe rând, elementele monoatomice vor ajuta toate celelalte glandele, tiroida și paratiroidele, le avem aici, care reglează echilibrul calciului în corpul nostru. Pancreasul, știm foarte bine ce face pancreasul, suprarenalele, voința, puterea și dopamina și adrenalina. Și mai avem glandele reproducătoare, care nu sunt folosite doar pentru a ne reproduce, nu le folosim. Au alte funcții, au și alte funcții în viața noastră. Ca urmare, elementele monoatomice, ormusul acesta despre care vorbim, acest elixir, va ajuta sistemul energetic, respectiv fiecare ceacră în parte, deoarece ajută glandele. Glandele au corespondent în lumea energetică, în lumea astrală, în lumea nevăzută, ceacrele. De aceste ceacre depinde foarte mult starea noastră emoțională. Subiectul pe care îl vom dezvolta, poate, în cadrul cursurilor pe care le fac, despre ele veți putea afla tot pe site-ul www.aurudacilor.com. Deci, în forma lui monoatomic, aur, iridiu, rodiu, platina, paladiu, ruteniu, argintu, cupru și așa mai departe, refac, de fapt, lumina pierdută a aurei noastre energetice, pentru că mai întâi avem o problemă la nivel energetic, de întuneric în aură, și apoi la nivelul fizic. În concluzie, ormus, acest elixir merită, din punctul meu de vedere, să-l cunoașteți și să-l încercați. Vizitați site-ul nostru www.aurudacilor.com, unde veți găsi și cartea aceasta. Și dacă tot am amintit despre cursuri, ar fi bine să vorbim și despre sacroterapie. Cine dorește să afle mai multe detalii despre sacroterapie, acest tip de terapie deosebit, este invitat să acceseze www.aurudacilor.com sau să sune la numărul de telefon care îl vedeți afișat pe ecran. Folosesc și la alimente, folosesc, de exemplu, la pește. Am cumpărat pește proaspăt, l-am spălat, l-am curățat, l-am pus într-un lighean cu apă, am dat drumul la aparat și vă spun că a făcut o spumă cât ținea ligheanul, iar o peliculă sub formă de racet care se întindea așa pe mână cu un miros urât. Scoate toate pesticidele, de asemenea și la fructe și la legume folosesc acest aparat. Recomand la multe familii să-și cumpere acest aparat, că nu o să regrete. Sunt foarte mulțumit, îl recomand cu toată încrederea.